Fiecare catalog oficial, în fiecare an, soiurile noi introduse în anul respectiv au și o descriere în care prezentăm partea de producție, partea de zonare, în ce zonă este recomandat hibridul sau soiul respectiv. De asemenea, avem diferite evenimente cu diferite asociații legal constituite prin a promova soiurile certificate în diferite zone ale țării. Avem o platformă destinată fermierilor pe site-ul ISTIS, care îi ajută și în accesarea fondurilor europene. Avem un protocol de colaborare cu APIA. De asemenea, evenimentele și inițiativele Ministerului Agriculturii pe partea aceasta de a informa fermierii. Suntem prezenți la toate aceste evenimente și încercăm să venim cât mai mult în întâmpinarea fermierilor, în a arăta importanța semințelor certificate. Și, de asemenea, noi urmărim introducerea în cultură numai a soiurilor competitive care să asigure protecție culturilor la boli, la dăunători și, de asemenea, a fermierilor să le asigure costurile de înființare și un profit. An de an am avut schimbări climatice, este o ciclicitate care se repetă. Da, se vede o diferență atunci când la final tragem linia și cântărim pe fiecare parcelă, se văd diferențe și în funcție de precipitații și temperaturi și în funcție de atacul de dăunători și eu știu chiar și o calamitate naturală cum a fost anul trecut. Testul de uniformitate și stabilitate e cel mai important la noi, așa zisul test DUS, care înseamnă distinctivitate, uniformitate și stabilitate. Dacă un soi nu trece de testul DUS, înseamnă că nu este fixat și că prezintă amestecuri de semințe și nu poate trece de testare, nu poate fi omologat. Solicitantul, odată înregistrat soiul respectiv în registrul soiurilor, are la dispoziție un an de zile pentru a solicita brevetul de soi și înregistrarea în Registrul Național al Brevetelor. Sigur, după un an de zile, el decade din acest drept, dar bineînțeles, el își protejează prin acest brevet, sigur, ca orice inventator, își protejează de fapt munca sa și conferă dreptului ca în schimbul acestei munci depuse în cursul anului pentru a crea acel soi să obțină niște beneficii în schimbul acestei comercializări a brevetului respectiv.